Șase foști colegi de școală și prieteni s-au reunit după 22 de ani pentru a dezgropa capsula timpului, pe care au îngropat-o când aveau doar 15 ani. Este incredibil ce au găsit oamenii după atâta vreme. Cei șase nu au ținut legătura după terminarea liceului, însă într-o zi Emma, una dintre fetele grupului, a luat legătura cu restul și le-a propus să meargă și să dezgroape ceea ce ascunseseră în urmă cu 22 de ani. Zis și făcut. Mare le-a fost bucuria să găsească acolo cutia cu amintiri, era unea poze, scrisori, dar și câteva previziuni pentru ceea ce aveau să facă fiecare dintre cei șase la maturitate. Cele mai multe previziuni s-au adeverit, toți au urmat carierele pe care și le doreau de la vârsta de 15 ani. M-am gândit că ar fi o idee bună să căutăm cutia după atâția ani. Activitatea ne-a adus multă bucurie, dar și emoție. Ne-am revăzut adolescenți și plini de speranțe. Am scris unii despre alții, lucruri care 22 de ani mai târziu s-au adeverit, a mărturisit Emma. Relatează știrile ProTV.ro.